Pe scurt, a venit fratele. Era sâmbătă, mă pregăteam de examene, mă uitam pe YouTube la un canal unde într-adevăr te ajut să te pregătești de bac. Pe canal poți găsi diferite lucruri interesante care te pot ajuta la orice examen, chiar și la bac. Linkul spre el va fi în descriere, cei care acum au bacul, intrați. După am auzit ușa, of doamne, mi-a venit fratele, principal lucru să nu intre la mine în cameră să-mi zică că vrea la PC, căci mă pregătesc de bac. Oh, salut, Matan, ce faci? Oh, salut, eu acum mă pregătesc de bac. Bravo, dar eu vreau să stau la PC. Eu acum mă pregătesc de bac, înțelegi? Eu am spus, vreau la PC. Ok. Cât am stat la bucătărie, ne-am pregătit două sandvișuri. Of, doamne, burta mă doare. Când am venit la bucătărie, deja fratele ne-a mâncat totul. Stai că-i arăt acum cine aici e mai puternic. Auzi, frate, dar tu ești, văd, un pic neobrazat, asta eu în mine am pregătit. Dar eu am mâncat. Ceva probleme? Nu, totul ok, frate, totul, mănâncă. Eu am mâncat altă dată, nu-ți fă griji. Eu am mâncat altă dată, ok, mănâncă. Atunci bine, dar eu mai vreau și un ceai. Dar eu... Mai repede. Ok, dacă vrei ceai, îți fac ceai. Man, eu trebuie să aflu cum el face asta, că eu să-l ascult. Eu sunt fratele mai mare, așa că mergem la el. Frate, dar cum tu faci că eu să te ascult? Nu știu. Serios, cum? Eu am zis că nu știu. Sau tu ai ceva probleme? Nu, totul ok. Uite, iară l-am ascultat. Așa nu merge. Frate, dormi. Pe scurt, a venit fratele. Motanași, găsiți unde sunt ascunse locurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!